Bine v-am găsit! Antonela Lungu sunt și astăzi am să citesc din volumul Legende despre flori și arbori, ediție îngrijită de Nicoleta Coatu, Roseti Educațional, București 2004. De ce salcia în loc de flori are mățișori? A fost o vreme, e mult de atunci, pe când nu era deloc iarnă. Oamenii nu știau ce e cojocul. Casele se făceau fără sobe de iarnă, sania încă nu era inventată și de ger și de iarnă se știa numai din auzite. După ce se secera grâul, se semăna porumbul, care era copt pe la Sfântul Vasile. Pomii rodeau de două ori și iarba se cosea de patru ori pe an. Și deodată vremea s-a schimbat. A început cu un vânt rece dinspre miază noapte, nori grei au acoperit cerul și după o brumă, frunzele au căzut de pe pomi. Lumea s-a speriat, dar nenorocirea cea mare era încă înainte. După câteva zile a înghețat de-a binelea și a început să ningă. Așa a ținut o săptămână încheiată. Troienile s-au făcut cât gardurile și apoi cât casele. Nu se vedea nici soarele. Cocoșii, singurele ceasornice pe acele vremuri, cântau fără nicio socoteală. Vieții oameni speriați credeau că a venit vremea de apoi. Acoperiți cu zăpadă, copacii stăteau cu crengile aplecate spre pământ. Când ninsoarea s-a oprit și s-a arătat soarele, s-a auzit deodată un glas puternic. Toți copacii să vină la Dumnezeu! Era o priveliște de toată frumusețea să vezi cum se desgropau singuri copacii, cum lucrau din crengi, cum se întindeau și se aplecau stejarii și ulmii cei puternici, merii și perii pe jumătate înghețați, frasini noduroști, plopii drepți ca lumânarea, frumoșii tei. Alături, nucul ajuta alunului, fratelui său mai mic. Dincolo, mesteacănul sărea de bucurie ca un ied neastâmpărat și maică s-ar fi luat la joacă cu castanul dacă acesta nu ar fi fost așa de serios. Veni Liliacul, Iasomia și Trandafirul cel mândru. În goană sosi și Vâscul, deși nimeni nu-l poftise. Teiul sârâse ironic când văzu venind Cătina, care se credea și ea din familia copacilor. Așezați în rânduri câte doi, au pornit copacii spre cer. Mâini nevăzute au deschis larg ușile și invitații Domnului au intrat în împărăția cerului. Copacii s-au închinat în fața Domnului și apoi s-au strâns în jurul lui. Fiți bineveniți în împărăția cerului, scumpii mei copaci, le-a zis Dumnezeu. Nu trebuie să vă speriați de zăpadă. Ea se va topi și din nou va fi cald și frumos. Până atunci, fiți musafirii cerului. Plimbați-vă, odihniți-vă și când pământul va înverzi, am să vă trimit înapoi pe fiecare la locul lui. Căldura din cer a înviorat copacii. Mugurii au început să se umfle și s-au arătat frunze mici. Apoi, copacii au început să florească. Copacii se luau parcă la întrecere care are flori mai frumoase. Îngerii nu se puteau sătura privind mulțimea nesfârșită de copaci înfloriți. Un singur copac, salcia, nu a avut răbdare să asculte porunca celui de sus și deschise puțin ușa ca să vadă ce mai este pe pământ. Nici urmă de zăpadă, câmpile înverzite peste tot. Oamenii căutau copacii și nu-i găseau nicăieri. Fără să-și a rămas bun, fără să mulțumească pentru găzduire, salcia a fugit din cer. Cuiuțeala vântului a ajuns pe pământ și s-a așezat la locul ei pe malul pârâului. Atunci oamenii s-au adunat să-i vadă de aproape și să-i admire florile albe ca zăpadă, iar salcia povestea cum a trăit în cer și ce a văzut acolo. Dumnezeu știa că salcia i-a călcat porunca și s-a mâhnit mult. A chemat în jurul său toți copacii și le grăi astfel. Ceea ce a făcut salcia nu este frumos. Ea nu merită darul cerului, de aceea am să iau înapoi florile. Fiindcă a șters-o din cer ca o mâță, am să-i schimb floricelele albe în mâțișori pufoși. Așa va rămâie în vecii vecilor. Abia isprăvi cel de sus și căzură în apă toate florile salciei, iar în locul lor au crescut mâțișori. Oamenii care îi admirau până atunci florile au strigat: mățișor, mățișor! Și au rupt crenguțe și le-au dus acasă. În noaptea următoare au plecat din cer la locul lor toți pomii. Crengile le erau încărcate cu flori, dar primit din cer. De aceea sunt așa de frumoase, iar mirosul au tot din cer, unde au respirat aerul îmbălsămat al cerului.
Și veni primăvara pe pământ. Oamenii se uitau la copaci încărcați cu flori și nu se puteau sătura privindu-le. Numai la salce nimeni nu se uita. Acolo, pe malul pârâului, cu crengile lăsate în jos, încărcate cu muțișori, ea parcă plângea. Ion Bordeianu, Albina, București, 1934.